Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să trâmbițăm cu trâmbiță de cântări și cu glas de bucurie să cântăm luminat prăznuin, că darul Duhului Sfânt cu glas mai frumos decât toată trâmbița ne cheamă pe toți spre lauda de pomenire cea de peste an a purtătorului de Dumnezeu Părinte, că petenile împreună cu mulțimea a toată latura credincioșilor să se adune împreună cu noi și să lăudăm pe Cel ce din pruncie până la sfârșitul vieții sale s-a arătat slugă aleasă a lui Hristos Dumnezeu și cu întrărmarea Dumnezeiescului Duh a biruit stăpânile și puterile Atoțitorului Lumii și puterea Focului printre cerea sa. Pentru aceasta păstorii și învățătorii împreună alergă să laude pe păstorul și îndreptătorul păstoriei turmei lui Hristos. Cele alese cu adevărat din cinstită lavra sa tismana, puznicii să laude pe puznicul Domnului, cei din lume pe împlinitorul legii, bolnavii pe Domnul.
celor rele, cei din primejdii pe izbăvitorul, cei din necazuri și din supărări pe mângâietorul, cei bătrâni neputincioși și slabi pe sprijinitorul și ajutătorul lor și cei săraci și lipsiți pe chivernisitorul lor. Pe cel ce s-a făcut tuturor toate, ca să câștige pe toți sau pe cei mai mulți, și lăudându-i să zicem: lauda cea mare a monahilor prea minunate, Părinte, părtașule al părinților, izvorătorule de mir, sfințite Nicodim, rogă pe Mântuitorul Hristos Dumnezeu să păzească în pace netulburată, cistită și preamărită lavră ta, tismana și lumii să dăruiască totdeauna pace și mare milă, iar sufletelor noastre mântuirea.